Accidentul devastator s-a produs în weekend. Mașina în care se afla Gabriela împreună cu familia a fost izbită de un microbuz. Zeci de constanțeni, printre care și jandarmi, s-au mobilizat și au donat sânge pentru tânără. Din păcate însă, eforturile lor au fost în zadar, întrucât aceasta a murit în cursul zilei de miercuri. Am venit pentru a răspunde unui apel umanitar, un accident tragic întâmplat în Eforie și pentru a ajuta persoana respectivă cu sânge. M-a impresionat foarte mult, cazul este foarte tragic. Vestea că tânăra a pierdut lupta cu viața a venit ca un șoc pentru rude, care erau încrezătoare în șansele ei de supraviețuire. Cu doar câteva ore înainte ca femeia să se stingă din viață, fratele ei credea cu tărie că aceasta își va reveni. Le mulțumesc tuturor celor care au răspuns pozitiv la apelul inițiat de dumneavoastră. Să încercăm să ne rugăm pentru ea, că orice cuvânt de bine și orice lucru bun făcut contează. Sperăm să ne audă. Tragedia este cu atât mai cumplită cu cât bebelușul tinerei, în vârstă de doar 11 luni, a murit și el în urma accidentului.